Soțul femeiei care susține că a fost violată de vecin nu-și găsește liniștea. El vrea să-l vadă după gratii pe cel care i-ar fi bagiocorit nevasta și a lezat demnitatea întregilor familii. Bună seara, Ion. Bună seara. Cunoaștem că după ce te-a sunat acel vecin și ți-a povestit ce s-ar fi întâmplat, tu ți-ai sunat nevasta. Da, zi-mi, rog, cum ai simțit-o atunci când ai discutat cu ea și ce i-ai spus în acea discuție la telefon? Da, am vorbit mai tare cu mama, cu nata și că dacă greu vorbești. Cu ea n-ai apucat? Nu. Zi-mi, te rog, ce ai făcut după ce ai aflat? Am terminat lucrul la Portugalia și am venit acasă. Ai avut vreun dubiu că lucrurile nu sunt chiar așa cum ți s-au prezentat? Că în realitate pot fi altfel? Nu, eu am venit acasă, chiar am vrut să-l întreb, mai omule, de ce ai făcut așa? Dar nu ai pus la îndoială niciodată că s-a întâmplat anume așa? Că a pus vorba de viol? Eu, soția mea, o știu, noi suntem de 10. Și o știu tare bine. Ea nu poate să facă așa ceva. Ion, spui că îl cunoști pe cel care ți-ar fi violat soția, dar ți-a venit să crezi despre el așa ceva? De mai multe ori am auzit eu de la el că, ba, la una, la alta, da, zic, măi, poate vorbesc așa, așa, dar acum, de față, cum am pățit, soția mi-a povestit totul, de-am, zic că eu nu pot răbda. El tot îi spunea, taci, taci, taci. Să nu spună la nimeni. Eu cunosc că atunci când tu plecai în străinătate, la munci, soția ta totuși nu rămânea singură. Era cu mama. Era cu mama ta, cu soacra ei. Da. Zi-mi, te rog, mama ta nu a observat nimic în acești 4 ani? Mama se ducea la... El pândea că îți ducea mama la biserică duminica. Sau în alte zile, când erau sărbători, mama se mă ducea la sora, la... în satul vecin. Și el pândea. Când se duce de acasă. Cum era relația cu nevasta ta înainte de a pleca peste hotare? Tare bine. Și acum tot așa, acum înainte, tot așa, mai departe. Ion, le-ai zis colegilor mei că în ultima vreme starea soției tale s-a schimbat. Da, cum se simte ea acum? Cum? E stresat. Foarte tare. Hai să vedem un subiect despre familia voastră. Atenție! Ion a copilărit cu nevasta sa în aceeași localitate. Bărbatul spune că abia la maturitate a simțit că anume ea este femeia pe care o vrea de soție. Sunt aproape 11 ani de când cei doi au devenit o familie. Aici, în sat, tot la club, ne-am întâlnit odată și pe urmă. Eu mai plecam la Moscova și când veneam acasă, ne întâlneam. Ne duceam la discoteci, ne duceam. Era bine. Ion spune că problemele de sănătate ale femeii nu au fost un impediment în relația lor. Nevasta lui are deficiențe de auz, iar drept consecință și probleme de vorbire. Pentru a putea auzi sunetele din jur, ea poartă un aparat auditiv. Cu auzul slăbus, dar este aparat. Și de vorbit vorbește acum mai binișor. Nu ca înainte, mai greluț, ca... așa, vorbim mai una, alta, așa, așa. Eu mă mai întreabă la telefon, ne uităm ce a spus, cum a spus, despre ce merge vorba. Ion spune că din clipa în care a aflat că vecinul și-a bătut joc de nevasta lui, a renunțat să mai meargă la muncă peste hotare. El zice că este frică să stea departe de familia lui. Dacă îmi plec, împreună. Ion spune că încearcă acum să-i ofere susținere soției sale mai mult ca oricând. Cum treaba? Bine. Bine? Tot e frumos? Da. Mâncare ai făcut? Da. Bravo. Eu o să mă duc la lucru, muș. Da. Bun? De seara să vin. Da. În data de 16 aprilie, soția lui Ion a intrat speriată în casa fratelui ei. Cu lacrimi în ochi, ea s-a destăinuit apropiaților despre tot prin ce ar fi trecut din cauza vecinului ei. Cumnata femeii, Larisa, a venit în platoul nostru să ne spună ce a aflat în acea zi. Larisa, bună seara! Bună seara! Tu
depășești pentru a doua oară, da, în platoul nostru. Spune-ne, te rog, ce te-a făcut să revii din nou aici? M-a făcut să revin cu nata mea. Vecinul o avea o lată. Dar în primul rând vreau, dacă se poate, întâi să vă mulțumesc foarte mult pentru că m-ați ajutat cu atunci, în momentele cele când a fost mai grele. Și cu ajutorul dumneavoastră am putut găsi locul acela care mi l-ați spus în inima mea și l-a iertat pe tatăl meu. Hai să ne reamintim de ce ai venit data trecută la noi. Am cunoscut-o pe Larisa acum 4 ani. Atunci ea a venit în platoul nostru pentru a-și elibera tatăl care se afla în penitenciar. Să ne reamintim despre acel caz. Când avea 13 ani, Larisa și-a acuzat propriul tată că a violat-o. În baza acestei declarații, bărbatul a fost condamnat la 10 ani de pușcărie. După mai mulți ani, tânăra a venit în platoul nostru cu o mărturie șocantă. Hotărâtă să repare o greșeală care o măcina în continuu, tânăra a trecut testul la detectorul de minciuni. Iată că a venit momentul în care aflăm adevărul. Testul la poligraf a demonstrat că tentativa de viol totuși a avut loc. Rezultatele testului poligraf au arătat că tatăl ei a încercat de fapt să o violeze. Raportul sexual nu a avut loc. După difuzarea emisiunii, oamenii legii l-au eliberat pe tatăl Larisei din penitenciar. Larisa, de data aceasta ai venit cu o altă cauză. Da. Povestește-ne, te rog, cum îți amintești ziua în care cumnata ta a venit la voi și v-a povestit ce îi se întâmplă. A venit de dimineața la noi foarte speriată și povestind mie și lui soacra mea de toate cele întâmplate. Cum ți-o aduce aminte? În ce stare era? Era foarte sperioasă. Nu era ca de obicei cum era ea. Și noi o întrebăm, ce s-a întâmplat? De ce tu ești atât de sperioasă? Atâta? Și ne povestește. Ea că Gheghea Slavic a vrut să spus, hai cu mine 5 minute să... Și... Hai să vedem ce le-ai povestit colegilor mei despre destănuirile cu una detalii. Atenție. Ea a venit la mine pe data 16 aprilie și ne povestește. Chiar că Slavic o... pe drum mă duceam acasă, el ne-a spus, hai că eu mă duc la America. Ei spune că nu, eu nu vreau, nu vreau cu tine, eu nu vreau, eu mă duc dacă nu dai pași, eu mă duc și spun la femeia ta și că tu vrei la mine să faci treabă. Și el îi spune că tu ce faci ca tu de treabă. Ea a venit acasă plângând și s-a dus la, povestea că s-a dus la Nadia și i-a spus chiar că tă... Ce-i Nadia? Soția lui Slavic. Și îi spune chiar că tă... ia Slavic, ia uite, vrea la mine să fac treabă. Când fa tu, când fa? Hei, du-te, faci țica de treabă. Și l-a și-o dat afară din lucrurile dată. Ea a venit acasă plânsă. Lui soacra ei nu i-a povestit absolut nic atunci seara când a venit acasă. Și îi spui, ea vine mie și îmi povestește. Altă dată venea și o lua ochi, prânde, o pupa, o... Și ei dăm steme de dânsul și o lua, și-a polua de mână și hai din la mașină, din la mașină și lua și o să o ia mașină și o duce unde știa el că să nu-i vadă nimeni. Și o lua și-o dezbracat tot el singurel. Îi spunea, nu, el nu-și dezbraca de fel, era rușine, el o dezbraca, el face tot. Era albă pe față și așa parcă tremura, deci ea dădea cu perie la ușă, vopsea ușa, deci tremura, ea îmi spunea că eu mă duc să mă spânzor, mă duc să mă leg, tot așa ținea una și bunea, spus, nu trebuie să faci așa, eu vreau câteva zile am ținut-o la mine acolo, eu mă temut să o lăs să vină acasă. Ea tot ținea una și bunea, eu mă duc să mă leg, așa îmi spunea. Așa situație te lasă fără cuvinte cumva, mai ales când am văzut lacrimile pe ochii lui, în ochii lui Ion, pe obraj. Te face să te gândești că nu există în viața asta cumva protecție și apărare. Cu mare regret vreau să spun că nu este unicul caz. Sunt cazuri multiple când femei care din anumite motive nu au curaj, nu au putere, nu pot cumva să se apere, nu au vocea aia care poate să oprească un bărbat, suferă și de multe ori nu au șansa să spună despre asta. Vreau să spun că ea, de fapt, este o curajoasă, mai ales că a fost și la soția lui să-i spună. Eu nu am auzit ca cumnata să fi spus că a avut loc acel act de viol.
Dânsa a zis că i-a spus să meargă, iată cu ce scop, unde și ce. Și el a refuzat. Unde vedeți viol? Și unde vedeți tentativă? Acțiuni violente cu caracter sexual. Da, în momentul acela nu a luat-o pe ea, dar venea și lua de acasă când nu era soacra ei, el venea și l-o scula de chiar din pat, uneori o scula și îi spunea că să meargă cu el. Făcea pâine tot acasă, prin gospodărie cu treburile, iar venea și iar o lua și tot îi spunea că să meargă cu el. Deci ca să fie clar pentru toată lumea, nu vorbim de un singur episod. Nu-i de un vorbim singur episod. Vorbim de multiple episoade. Care au durat timp de... De 4 ani. Ioane, dar la tine am o întrebare. 4 ani de zile stai, nu e o zi, nu 4 zile. Timp de 4 ani de zile, când veneai, reveneai de peste hotare, ceva schimbări așa, albă la față, speriată, tu la soția ta ai observat vreodată? Speriată sau? Era, dar întrebam ce s-a întâmplat. Un pic mă doare capul, nu mă simt bine. Bine. În această seară veți auzi ce spune femeia, soțul căreia de 59 de ani și-ar fi violat vecina mult mai tânără decât el. Totodată veți afla ce mărturie a făcut presupusa victimă despre relația cu bărbatul care ar fi abuzat-o sexual. Ion, dar vreau să te întreb, după ce ai revenit acasă, deja vecinul te-a anunțat, celălalt, un alt vecin, din câte am înțeles, ai încercat și tu să o descoși pe soția ta, să-ți povestească tot? Da, ea mi-a povestit tot. Ea mi-a spus drept, nu m-a amăgea niciodată. Dar ce a făcut-o? Ai întrebat-o ce a făcut-o totuși să povestească? Să uite de frică, să dea amenințările vecinului? Era, a spus că m-am săturat, tot vine și vine și vine, a spus că eu nu vreau cu tine mai. El tot o amenința, îi spunea, ia ca așa, stai de gură și nu spui la nimeni. Soția lui Ion a povestit cumnatei sale că de 4 ani trăiește un coșmar. În tot acest timp, ea ar fi fost abuzată sexual de vecinul lor, un bărbat care, după vârstă, îi putea fi tată. E timpul să auzim destăinuirea femeii. Cu vine țrapie la mine la ora 6. Eu pășim cu pâine aici, da. Vine țrapie la mine, dar s-a văzut pătăulea, pășim treabă. Țapi, vei pop la mine la ură, e vrei pop, țapi. Țapi, v-a pus mâna la mine la cu mâna. Ne. Eu a fost ușor, țapi, om. Eu a spus, țapi, e om, omul meu. O lecuță că... Ea îi spune. Eu s-o spăr, eu a spus, eu nu, eu am omul meu, eu nu vreau cu tine. Și el a pus mâna la... Și-a pupat-o pe buză, o cuprins-o, ea s-a oferit într-o parte, că a spus că nu, că ea nu vrea. Și-a spus, păi ieși la patron, eu a fost ușări. I-a spus, tu ai femeie și-mi faci femeie. Și-a spus, fac, cât fac, cu tine vreau. Tu, deci n-ai spus mai înainte. Și-a spus, nu spune, vezi? Slavic, i-a spus că să nu spui, era dat din punct, că dacă spui... Da. Eu știemie. Eu știemie că ne-a arătat din pumnul, eu știemie și eu. Ei i-a spus că eu să-i spun lui omul meu. Și el i-a spus, nu, tu lui omul tău nu trebuie să-i spui și nici lui omul tău, nici la Nike, nu trebuie. Unii la tomieni ți-au pus chesa cu capacii și-au pus morul la corpi să avi și-o banu. Odată la Horod, știi, odată la Domeni și odată la Domeni, la el la Pierre, tot a fost, tot cu ea. Eu l-aș-o dezbracat-o. Eu am sărutat-o tăt pe sâni, pe tot corpul și la urmă el a făcut și cu limba. Ea, pe ea o impunea cu desela să-i facă și lui cu gura. Ea nu vroia, dar ea o puca și o impunea. După asta, la duminică acolo, a luat un capacchie, tot din spusele ei, și a făcut ei cu capacchie-ul. După aceea, el i-a dat morcovul ei în mână și el i-a făcut ia, pluia, adică cu morcovul în... Și-a luat-o și de pat, așa e pe pat, e dornie că ieșea în pat, și-a luat și-a sculat-o tot, a intrat în casă, el nu avea aparatul pus la urechi, și-a sculat-o de pe pat și-a spus că haide, de-am. Și i-a spus, m-a spăriet. I-a spăriet, tot soacra ei tot nu era acasă, tot era rădusă la biserică. Și De frică, a luat și s-a dus.
Eu cred că relația sexuală a avut loc, nu o singură dată. De aceea, când povestește cumnata la capitolul cum a avut aceste violuri sau aceste relații sexuale, noi vedem că aceste elemente duc la concluzia că acest bărbat o domina pe ea. O domina, dar din punctul meu de vedere, ca să pedepsește o persoană pentru viol, aici trebuie foarte și foarte multe probe la acest capitol. Deoarece atunci când ai o relație sexuală cu o femeie care este matură, este în capacitatea de exercițiu, adică ea poate să răspundă pentru acțiunile ei și ea poate să reacționeze pentru acțiunile ei, noi vedem că la mijloc violența respectivă trebuie să fie demonstrată de așa natură că ea nu putea să se apere deoarece viața era pusă în pericol. Soacra presupusei victime spune că abia după ce nora s-a povestit despre abuzul sexual la care era supusă, ea și-ar fi dat seama că acesta se folosea de momentele când ea lipsea de acasă pentru a-i viola nora. Haideți să auzim. Da, eu nu eram acasă și el vine, dar eu îmi trecem mai mult pe lângă dânsul. Drumul, asfaltul, eu mă ducem la biserică și trecem mai mult pe lângă dânsul. Și câteva ori m-a întrebat, da, unde te duci? Dar eu m-am spus către dânsul, zic, ia că mă duc la biserică, ia că, zic, da... Deși așa el pe mine m-a întrebat, cred că să știi că ia ca cât timp noi la biserică stăm, 3-4 ceasuri, depinde cât slujba merge. Larisa, povestește-ne, te rog, ce ați făcut tu și soțul tău după ce cumnata ta v-a povestit tot ce se întâmplă? Vorbind cu soțul meu, am luat și sunat la poliție. Deci voi ați luat decizia sau da. V-a rugat ea? Noi am vorbit cu ea și am întrebat-o dacă vrea ca el să fie judecat, să fie tras la răspundere pentru ce a făcut și eu a spus că da. Mama presupusei victimei era de față atunci când bărbatul care și-ar fi bătut joc de fiica ei le-a făcut o vizită. Să vedem cu ce s-a încheiat acea discuție. Ala, bună seara! Bună. Vă rog să-mi spuneți, în acel moment când acel bărbat a venit... și l-ați văzut, nu v-ați putut stăpâni emoțiile. Ce ați făcut? Am luat o ceatră și eu să mă scuzați, dar vorbesc că se rănește. Am luat o ceatră și a tras în dânsul, în mașină. Și a scheș afară. Și s-a întâmplat, și s-a întâmplat. Tot aia cuvânt spune, și s-a întâmplat. Tu știi, tu nu știi ce s-a întâmplat, Slavica, așa? Și că nu s-a întâmplat nică. Ține una și bun, nu s-a întâmplat nică. Și tamă în bără băietul meu ieșit din casă și au venit. Mamică nu zvârle cu chetele în mașină, ca să treci mașina așa se o plătești. Mașina nu e... Trebuie să ne rezolvăm. Și băietul meu m-a întrebat și s-a întâmplat și ce-ai făcut. Ați n-a făcut nică. S-a ținut un aș bun și eu dat 300 lei și s-a ieșit. Eu mă grăghesc și s-a dus. Pentru ce ai dat 300 de lei? Că să închidem gura, cred că. Cred că știți sau nu știți, sau presupuneți? Până la urmă, cum feciorul dumneavoastră a explicat? Ea n-a ascultat ceva, dar dacă el nu a fost sinuat, pentru ce i-a dat 300 de lei? Eu nu știu, dar de ce nu l-ați întrebat fiul dumneavoastră? Dar pentru ce? Exact asta vrem să știm. Pentru ce i-a dat 300 de lei? Pentru ce? Deci el întinde banii băiatului, da? Băiatul meu vine și zice că iau, mami, că i-a dat 300 de lei. El i-a luat? I-a luat. De ce? Și dacă e ca să-i arăt la miliție, că te-am venit miliție, te-am de la... Așa, voi erați în așteptarea poliției. Da, da. Și le-ați spus polițiștilor? Da, și eu luat banii și eu pus pe un scaun și eu filmat banii tăi și eu luat poliția banii. Așa, și voi ați spus că i-ați primit de la acest... I-am spus, ia ca slavă. Ia ca, eu dat 300 de lei, cred că să închidem, să nu vorbim mai departe. În scurt timp vom auzi ce spune presupusul violator despre acuzațiile care îi se aduc și care este versiunea lui despre cele întâmplate. Noi am propus să treacă testul la detectorul de minciuni. Va accepta oare? Aflați în scurt timp. Iar acum e momentul să o auzim pe soția acestuia. Vă reamintesc că anterior Larisa ne-a spus că înainte de a se destinui lor, cumnata sa ar fi fost la această femeie și ar fi spus de presupusul viol. Va confirma această vizită soției lui Ion și ce crede despre acuzațiile aduse soțului său? Vedeți imediat. Eu a fost la mine, eu iată, și ea s-a prochie, așa cum merge în acolo, s-a prochie de mine și îmi spune, zice, ce faci?
Dar eu ți-o dat și fac, așa. Știi, și eu făcut omul tău. Ți-o și-o făcut. E, pus ni mâna, pus așa ea, dar ne trebuie bani să mă duc la omul meu să-mi fac pașaport. Că am auzit că stu și la America, v-a dus la America. Eu zic, atunci... Dar eu zic, dar și treaba ai tu cu... Bă, că unii mă duc, eu zic, și cu tine, și stârnești, tu de unde ai luat tu vorbile astea? Ne trebuie bani să fac praznicul tata meu și să mă duc la Ioana meu, că Ioana meu e în Portugalia și să-mi fac pașaport. Dar mă interesa ce vrei, dar tu și grăiești, fă. Suma nu mi-a spus-o, dar mi-a cerut bani. De praznic și de pașaport. Și eu răb de moment, îl sun pe soț, că el a dus la... că trebuie să îmi levadă, să îmi levadă. Ala, vreau să vă întreb despre faptul că fiica dumneavoastră a cerut bani de la acest vecin. Știați ceva? V-a spus ea? Nu a spus nimic, fata mea, de unde e m-a ușerut banii, eu i-a spus chiar că te-a violat și vorbești cu dânsul. Ioan, Larisa, voi... O scos-o afară de lucru, să știați? Ce-a spun, a rămas șocată, bă, pentru acest dacă lucru. Eu... Nici n-am cuvinte să spun. Ea nu a fost. Nu a cerut ea bani. De că... unde știți? Dacă, dacă eu îmi trimesc bani acasă, cum putea să spui el așa ceva? Noi praznicul... Eu îmi trimesc 500 de euro acasă. Banii au fost. Atunci, de ce această femeie... Eu cred că să acopere unul pe altul. Să, da, nu spun nimic. Chiar că, să acopere și să nu... Cred că femeie, a mea femeie e vinovat și... Da, că așa. Dar tu ești om matur. Ai minte în cap. De ce tu te-ai vărât acolo? Pentru și? Al treilea în actul ăsta sexual trebuia să fie polițistul din sat. Dar dumneavoastră nu este o răzbunare pentru faptul că nu v-a plătit cum trebuie. Dacă oamenii lege n-au să fac? Pentru a trage pe cineva la răspundere, în primul rând trebuie să-i probăm vina. Cum vrei n-ai făcut, dar cui? Ion, de 39 de ani, din nordul Moldovei, povestește că de mai multă vreme muncea în străinătate. Revenea acasă odată la 3 luni și, de fiecare dată, știa că brațele calde ale soției sale îl așteaptă nerăbdătoare. Acum jumătate de an, însă, Ion s-a întors acasă de urgență. Asta după ce un consătean i-a dat o veste care i-a mișcat pământul de sub picioare. Era vorba despre soția lui. Am terminat lucrul la Portugalia și am venit acasă. Chiar am vrut să-l întreb, mai... Omule, de ce ai făcut așa? Bărbatul spune că cel care și-ar fi bătut joc de nevasta lui îi este vecin, iar pe lângă asta îi mai era și prieten. Soția mi-a povestit totul, de-am zis că eu nu pot răbda. El tot îi spunea, taci, 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 și nu spună la nimeni. A venit de dimineața la noi foarte speriată. Ce s-a întâmplat? De ce tu ești atât de sperioasă, atât așa? Și ne povestești. Ia că te ia Slavic, a vrut să... A spus, hai cu mine, pe 5 minute să... Ion spune că vecinul său a profitat de soția lui pentru că femeia nu se poate apăra. Ea are deficiențe de auz, iar medicii i-au oferit gradul 3 de invaliditate. Cum era relația cu nevasta ta înainte de a pleca peste hotar? Tare bine. Și acum tot. Ion afirmă că polițiștii nu au mișcat un deget pentru a le face dreptate. Mai mult, el afirmă că oamenii legii sunt de partea celui care i-ar fi abuzat nevasta. Eu să mă scuzați, dar vorbesc cum se rănește. A luat o chiar și a tras în lândrânsul, în mașină. Ce ai făcut? Ați n-a făcut nimic. S-a ținut un aș bun și i-a dat 300 de lei și a ieșit. Pentru ce i-a dat 300 de lei? Că să închidem gura, cred. De ce bărbatul acuzat spune că la mijlocul acestei povești s-ar afla de fapt banii? I-am propus să treacă testul la detectorul de minciuni. Îl va accepta oare? Povestea femeii care se declară victima abuzului sexual și mărturiile presupusului abuzator. Astăzi, în emisiune. În această seară, în platoul nostru, a venit Ion, de 39 de ani. Bărbatul povestește cu durere că un vecin și-ar fi bătut joc de soția lui în timp ce el se afla în străinătate, unde muncea. Coșmarul femeii ar fi durat 4 ani, timp în care ea ar fi ascuns de familie tot ce îi se întâmplă. Totuși, într-o zi, ea a venit la cumnata sa și i-a povestit totul. Aceasta este o versiune. De cealaltă parte, soția presupusului violator afirmă că vecina sa a inventat povestea ca să obțină niște bani de la ei.
Psihologa Daniela Feldman a discutat cu femeia de 36 de ani care se declară victima abuzurilor sexuale din partea vecinului său. Experta ne va spune la ce concluzie a ajuns ea în această istorie. Daniela, vreau să ne spui în ce stare ai găsit-o pe această femeie acum. Cum se simte ea? Inițial, când m-am salutat cu ea, nu face o diferență să spui că suferă de ceva sau se întâmplă ceva cu ea. Da, zâmbitoare, cu dorință de comunicare. Era și cumnata care cumva trebuia să fie un traducător pentru că ea are deficiențe de vorbire. Da, și nu poți desluși chiar. M-am descurcat perfect, am înțeles aproape tot, anumite elemente m-a ajutat cumnata să le deslușesc. Zi-mi, te rog, pe parcursul discuției sau după, ți-au părut suspiciuni că ceea ce a povestit această femeie nu ar fi adevărat? Nu. De asta și am început cu faptul că inițial vorbește ca un om normal, obișnuit, bună ziua, ce mai faci, cum te numești, hai să facem cunoștință. În momentul când am întrebat-o ce s-a întâmplat cu tine, automat corpul ei, fața, mimica, trăsăturile, vocea, absolut tot s-a schimbat. Se vede că omul s-a dus într-o amintire, s-a declanșat o emoție, o trăire pe care a avut-o și cu foarte multe emoții a început să-mi povestească cu detalii și amănunte mai multe situații și acte care au avut loc pe parcursul acestor ani, presupun. De fapt, ea este un om obișnuit care își povestea experiența cu detalii și cu amănunte și nici într-un caz nu pot să pun semn de întrebare că ea spune minciuni. Ion, știm că tu i-ai cerut explicații vecinului tău. Cu ce s-a terminat acea discuție? Puțin, eu l-am întrebat. S-a întâmplat așa ceva? El a spus nu. N-am făcut. Cum nu s-a întâmplat dacă pe foaie scrie că a dorit singură? Dar tu ești om mătur. Ai minte în cap? De ce tu te-ai vărât acolo? Pentru și. Și el ce a zis? N-am făcut eu așa. N-am făcut. Deci el neagă însăși faptul. Nu că spune că ea de fapt și-a dorit, că a fost benevol. Spus că benevol. Iar... Pe foaie a spus că benevol. Cum pe foaie binevol, dar ție ți-a spus că nu a fost nimic. Cum vrei n-ai făcut, dar cui? A venit momentul. Să-l auzim pe vecinul pe care Ion îl acuză că i-ar fi violat soția. Acesta a acceptat să discute cu echipa noastră. În toată această poveste despre abuzurile sexuale repetate, bărbatul susține că el însuși este victimă. Haideți să-i auzim versiunea. Atenție! Nu e adevărat nimic. El vor pare la noi aici. Când noi asta ne-am impus, cum ne-am impus noi, pățtarele, știi limba lui. Pe aia că nu a fost poliție, a fost tot, o să-l amândit cazul ăsta. Că nu e nică drept aici. Dar de ce să vă spun, nu știu ce, că mama ei, când m-a dus eu atunci la dânșat, acolo la război și lăsa la asta, zic că tu ce ai făcut așa, ce ai făcut? Băi, dar făceți-vă și voi, alergați și voi, eu am pământ prea. Nu-i drept asta, nu-i drept, știi tățat cum e drept asta. Nu-i drept deloc. Asta ei au vrut bani la noi. Bărbatul era psihotarii, cum nu unit la femeie pe bani. Și într-adevăr, bărbatul e unui pedator. Ea ca femeia să divali ies de față, care-i plătit, domnul eu. Dumnezeu știe. Dumnezeu știe. Eu nu mai amestec cu așa socotele. Dacă bărbatul ei vine, dacă frații îl chemă, bărbatul vine la mine, vine. Noi nu avem nicio problemă cu asta. Atunci a fost butul lui ala asta, cu mâna sabie, și cu din valea de în care l-au vrut pe tatăl la închisoare. Așa ele și-au mutit și-au făcut, nu știu. Și ne evanc lui pus la care. Și nu-mi pune minte cu așa ceva și grijă, mă, tămătar, și ei sunt și de capă ăștia oameni. Și eu, Doamne, ferește, și așa să... Chiar ții să-l întoarcă, necă pustie, adevărat, prostie, vieți? Vieți? Asta tot el i-a predumit asta treabă. El i-a predumit asta treabă. Noi vă propunem să treceți testul la detectorul de minciuni. Sunteți gata să treceți testul? Sunt gata, eu rătăcel, dar eu nu mă duc la aceste misiuni. Nu mă duc, eu vă spun de înainte. Dacă spuneți că sunteți nevinovat, de ce nu vreți să vă demonstrați? După ce am ascultat depozițiile vecinului, raport sexual a avut loc. Da, discutabil. Nu se exclude. Nu, felul cum el a povestit cu aere, că ăștia, ele dar victime... Dar neagă cu vehemență. Dar... Și numește la un moment dat și bolnavi pe oamenii ăștia. Adică da. În sens că au inventat totul, e totul o poveste. Faza următoare, că invenția aici greu să o crezi că este invenție, că la urmă este o victimă. Eu sunt de acord că e victimă. Are anumite deficiențe, a avut această frică
țărât așa cum mi-a arătat spumnul, s-a avut frică să se plângă cuiva, inclusiv și soțului. Soțul n-a observat nimic și atunci când victima cere ajutor la cineva, este gata, cui vrei să-i povestească, numai să fie rezolvată problema dată. L-am întrebat pe bărbatul acuzat de viol dacă într-adevăr le-a dat apropiaților presupusei victime 300 de lei, bani pentru care rudele femeii zic că trebuiau să tacă despre ce au aflat. Să vedem ce ne-a spus despre asta presupusul abuzator. Cumnata femeii spune că dumneavoastră le-ați dat 300 de lei pentru ca să nu se adreseze la poliție. Nu poate, la mine la lucru a fost. La mine la lucru a fost și le-am dat bani de lucru, că a lucrat. Cine a fost? A fost și Ioana, eu a fost. A fost și el la mine a fost apreșit. A fost și el din Valea Dâncă a fost. Adică banii pentru... Bani pentru lucruri le-am dat. Nu le-am dat că de frumusețile lor. Cui se dă omit? Cu cine știu eu în poliție ce dau omit? Cui se dă omit? Nu știu cumva. S-o mai auzit că eu am dat mit că m-am dus la băieți, m-am dus peste hotar. O zic că am dat acolo, nu știu câți bani. A fost omul la noi, a fost omul e la noi. A stat la noi în casă, am sfătuit, am grăit pe tema asta. Și uite de zaviste. Asta atât de zaviste. Dar cum poți să duci oamenii, cum poți să iei singur, să iei, să... N-aud vecini, n-aud copilul. Ei spus la cali, e de și nimic până la cale. Dar putem să-i pun la cale cineva. Putem să-i cineva îi pun la cale, informează că ei n-au capurile lor de a conduce familie, dar și n-au cap. Eu vreau să vă spun că eu la el, la lucru, n-am fost chiar de mult timp. Eu am undeva la vreo 5 ani de zile de când am fost de fie la el la lucru, soțul meu. Nici atâta. Dar eu niciodată n-am fost atunci la lucru. N-ați fost niciodată? Niciodată. Ion. Eu m-am sudit cu dânsul. Dar știți, pentru și... Și nici soțul tău nu a fost. Nu, nici soțul meu. Pentru că numele lui i-a dat el bani. Da, da, da. Soțul meu tot de mult timp n-a fost la el. Da, am o întrebare tot legat de lucru. A dumneavoastră nu este o răzbunare pentru faptul că nu v-a plătit cum trebuie când ați lucrat cândva la el? Nu. Fiindcă spune că este un scenariu din partea voastră. Care ar fi motivul în scenarii ca să-l învinuiți pe dânsul că a violat soția Ioane? Trebuie să-l întrebăm pe el. Nu. Vedeți că el spune că am plătit pentru lucru. Vă recunoașteți cândva dumneavoastră că ați lucrat la el? Da, dar acum 5 ani, nu cred că acum s-a trezit să-i le dea... Doamne, că ați spus că v-ați certat cu el. Și de asta nu mergeți la dânsul la lucru. Nu, eu m-am certat în Moscova cu dânsul, nu aici am arătat. Până să vă sărjălui fica de viol. Da. Asta prin 2001 a fost. Deci cu 20 de ani? Da, că i-am dat 200 dolari și au făcut cu mătrie în fală. I-am făcut ghin cu dolari, eu. Și el la mâini spune el nică. Eu totuși vreau să știu... Și vă chestie la asta. Pentru ce el v-a dat acei 300 de lei? Ion, el a pomenit că și tu ai lucrat la el. Poate ai lucrat recent. Nu, și-a întors fără datorie. Dar poți și eu vreau să-i dei lui Ion, dar nu vreau să-i dei lui Fiorniu. Mă gândesc și eu. Da. Și eu ca și dei lui Fiorniu. Dar trebuie să-i dai mii. Dar așa... E bun așa, dar deși Dorin Ivanci i-a adus 300 de lei înapoi și i-a dat lui Ion. Soția lui Ion a solicitat tragerea la răspunderea vecinului care ar fi abuzat-o sexual ani la rând. Am aflat însă că pe acest caz a fost emisă ordonanța de neîncepere a urmăririi penale. Din documentul oficial am aflat multe detalii din această istorie pe care le vom prezenta pe rând din acest moment. Atenție! Femeia declară că la data de 14 aprilie 2022 a întreținut cu vecinul ei un raport sexual contrar voinței ei în marginea satului. Bărbatul a venit la ea acasă cu mașina și a spus că vrea să întrețină cu ea un raport sexual. A sărutat-o pe obraz. Ea i-a spus să o lase în pace, că nu e frumos și are bărbat. El i-a zis că nu va afla nimeni, a luat-o cu mașina la pădure. La întrebarea dacă a fost urcată cu forța în automobil, femeia i-a spus bărbatului că nu vrea să urce cu el. El a deschis ușa și ea s-a așezat în automobil. Ajuns în pădure, bărbatul a dezbrăcat-o și a sărutat-o. Ea i-a spus că nu-i frumos, dar el a zis că totul e în regulă. Femeia i-a zis că nu vrea să facă sex, dar el a continuat. La urmă, i-a dat 20 de lei. E zgârcit, nu dă mai mult. Ea a luat banii și i-a pus în buzunar. Suplimentar, partea vătămată a comunicat că bărbatul i-a arătat un pumn atunci când o lua în mașina lui. Îi era frică. Anterior au mai întreținut relații sexuale. De fiecare dată, bărbatul îi achita 20 de lei. Se temea de el, de aceea se ducea cu dânsul cu mașina. În procesul penal a fost audiat în calitate de martor medicul de familie din sat. Totodată, procurorii au dispus o expertiză medico-legală, concluziile căreia le vom auzi acum. Atenție!
Medicul de familie a declarat că femeia nu are deficiențe mentale, nu are retard mental și nu stă la evidență în acest sens. Singura problemă este că aude foarte rău și din acest motiv capacitatea de a vorbi este slab dezvoltată. Conform raportului de expertiză medico-legală din 29 aprilie 2022, femeia nu prezenta leziuni corporale sau leziuni la organele genitale. În tampoanele cu conținut vaginal, spermatozoizi nu au fost depistați. Uitați-vă că 16 aprilie, însă și comunata spune că nu a avut un raport sexual în ziua aceea. O tentativă, așa am înțeles comunata. Da. Pe când depuneți plângere la poliție că la marginea satului, în ziua aceea, a avut loc un viol. Deci spuneți dintr-o parte că a fost o tentativă, dar din altă parte în poliție depuneți plângere că a avut loc la marginea satului niște detalii. Deci și logica, expertiza medico-legală nu o să găsească anumite leziuni în această perioadă, fiindcă în realitate n-a avut violul, fiindcă dumneavoastră spuneți că a avut loc o tentativă de viol. De ce pe mine mă interesează? Din ce cauză la poliție ați depus plângere că pe 16 aprilie s-a întâmplat la marginea satului ceva, ce nu s-a întâmplat? Dar... Poate nu a fost așa. Ce ați scris în acea... Noi ne-au întrebat polițiștii cum s-a întâmplat. Noi am povestit că ei i-au propus să meargă cu el. Dar din ordonanța din începerea urmăririi penale riese că a avut loc un raport sexual, de ce s-a comandat o expertiză medico-legală în acest capitol? Așa sau altfel, ordonanța de neîncepere a urmăririi penale a fost dispusă în data de 2 iunie 2022. Iată cum și-au argumentat decizia oamenii legii. Atenție! Reiese că femeia nu a fost răpită și nici transportată forțat la locul unde a avut loc raportul sexual cu vecinul ei. Dânsa a urcat benevol în automobilul acestuia. Prin urmare, ajungem la concluzia că femeia a întreținut un raport sexual fără constrângere fizică. S-a mai constatat că, timp de aproximativ 4 ani, femeia a întreținut mai multe raporturi sexuale cu vecinul ei fără a anunța pe nimeni despre acest fapt. De fiecare dată când a fost audiată, femeia nu a putut explica cum anume s-a manifestat constrângerea în cadrul actului sexual. Concomitent, nu se constată acțiuni ale bărbatului îndreptate spre constrângerea psihică a femeii cu scopul întreținerii unui raport sexual contrar voinței ei. Din materialele procesului penal rezultă că femeia nu are deficiențe psihice. Dânsa își dădea seama ce se întâmplă cu ea. Analizând materialele procesului penal, nu există elementele infracțiunii prevăzute de articolul 171 Cod Penal, violul. Procurorii au dispus neînceperea urmăririi penale. Ion, ce vei face mai departe? Acum când știi că există această ordonanță și practic oamenii legii s-au oprit aici. Ei trebuie să fac normal, bucătare. Lasă să lămurească tot frumos, să vadă. Bă, ești vinovat? Tras la lege și răspunde pentru ce ai făcut. Atât. Ce vei face mai departe acum? Dacă oamenii legii n-au să fac, eu cred că omul, dacă se simte vinovat, el nu e de acord. El să nu fost vinovat, el a vrut să treacă și poligraful. El să se simte vinovat, el de atât nu a vrut să treacă poligraful. Omul vinovat, omul nevinovat întotdeauna iese deasupra. El nu a fost de acord, eu cred că el e vinovat. El a avut... De ce? Deocamdată voi sunteți derutați, încă nu știți ce veți face mai departe. Dar să-l dau în sud, ia că așa să fac eu. Lasă să răspund pentru ce a făcut. Noi suntem, ei de acord. Haideți să auzim atunci concluziile. Atunci concluziile experților noștri și poate ei ne vor sugera câte ceva. Trebuie delimitat și trebuie să înțelegem. Pentru a trage pe cineva la răspundere, în primul rând trebuie să-i probăm vina. Și asta nu este dorința mea sau dorința altcuiva. Asta este o chestiune care este inclusă de lege, chiar dacă nu vă place. Legea scrie foarte clar când e viol, când nu e viol și cum el trebuie probat. Nu l-ați probat, faptul că dumneavoastră presupuneți că acolo puteți să fie ceva. Asta nu ați putea să-l învinuiți de ceea ce el nu a făcut. Dar dacă sunteți siguri că ceea ce el a făcut, înseamnă că trebuie cumva demonstrat, trebuie probat. Și în momentul în care nu se probează și nu sunt probe sau nu există acele probe că nu a avut loc acea faptă, nu puteți să învinuiți pe nimeni. Asta este regula care o impune legea. Fiecare fapt criminal e trebuie demonstrată. În momentul în care aveți o hotărâre care nu vă place, nu vă convine, aveți dreptul să o contestați, dacă n-ați scăpat termenii. Pentru că ordonanțele au un termen foarte scurt de a fi contestat, 15 zile și ulterior în instanță 10 zile. Dacă dumneavoastră nu ați făcut lucrul ăsta la timp, având ordonanța în mână,
înseamnă că ați scăpat toate căile posibile pe care ați putut să le folosiți, că ați demonstrat ceea ce dumneavoastră încercați să ne spuneți azi că a avut loc. La mijloc avem o victimă care nu sunt ca toate femeile. Are anumite deficiențe de vorbire, de auz, dar pun la îndoială inclusiv și aspectul de a conștientiza raportul care s-a petrecut între ea și acea presupusul violator. În așa circunstanță, pentru a-și face dreptate Ioane, vă trebuie totuși să recurgeți la o expertiză psihiatrică, psihologică, care va demonstra că discernământul ei e sub semnul îndoială. Și dacă având o astfel de expertiză psihiatrică-psihologică, s-ar putea să-l folosiți ulterior ca și probă în rezolvarea acestui caz, fiindcă vecinul o vedea că soția ta nu sunt ca alte femei. Nu este ca alte femei. Și dacă vedea lucrul ăsta și a acceptat un astfel de raport sexual cu o persoană care nu conștientizează 1, 2, 3, s-ar putea de acum să incriminați o altceva. Raportul sexual cu o persoană care nu avea discernământ. Dar aceasta este un alt element din codul penal. Dar în momentul referitor la ordonanță. Ordonanța care au adoptat oamenii legii sau procuratura de a începe urmării penale, uitați-vă ce a pus la bază. Dipozițiile presupusul violator. Am auzit asta de la procuror. Dar la altă concluzie ei nu puteau să ajungă neavând o expertiză psihiatrică sau psihologică. Dar au putut să o dispună. Dar au putut. Aici și neajunsul. Ia că aici neajunsul. Fiindcă ei singuri vedeau... Și acum tu zici că se mai poate cere chiar dacă a expirat și termenul contestării ordonanței. Și se ceară din nou repunerea în termen acestei... Ți-am auzit recomandarea, Teodor, mulțumesc. Eu familiei recomand să fie alături de ea, așa cum au fost. Vreau să spun că aveți o familie minunată. Ea vă iubește foarte mult ca pe soț. Vreau să mai menționez că ea se temea că presupusul violator o să vină împreună cu polițistul de pe loc. Și asta a fost și motivul de ce a venit la poartă și a început să plângă, pentru că al treilea în actul ăsta sexual trebuia să fie polițistul din sat, după spusele ei. Da. Și respectiv aici multe lucruri consider că din cauza faptului că oamenii nu știu cum să-și caute dreptul, cum să-și exprime dreptul, și ei, dar și ea inclusiv. Asta este unicul motiv. Și mai ales în condițiile lor, când vedem un lider din sat și dacă mai ales tu zici că ar fi vorba și de un polițist. Da. Ea a povestit cum s-a încuiat în casă văzându-i pe ei doi, polițistul și pe... împreună, apropiindu-se de poarta ei. Nu putem să ne apucăm acum absolut, să afirmăm absolut, că nu afirmăm chiar ar nimic. Fi vorba despre polițist, doar, nu știm cum a interpretat ea, dar declarația este șocantă. Ca oameni obișnuiți, ca oameni simpli, care auzim o istorie de viață, ne dăm seama că ceva nu este curat la mijloc. Și curățenia asta la mijloc trebuie să o facă oamenii legii, pentru că noi nu ne putem exprima. Și ar fi bine să-și facă munca fiecare corect și onest. Cu asta aș vrea să continuă. Voi iubiți-vă și fiți alături unul de altul, așa cum ați fost acești 11 ani. Și multă sănătate. Mulțumesc tuturor. Aici încheiem, liniște și pace vă doresc, să aveți pe cei dragi mereu alături.